Fostul șef al Serviciului Român de Informații, Florian Coldea, este audiat de 8 ore de către procurorii DNA. Potrivit unor surse, ar fi suspect într-un dosar de trafic de influență. Claudia Costandiș ni se alătură cu toate detaliile. Claudia, bine te-am găsit! Bună seara, Radu! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Așa cum spuneai și tu, fostul șef operativ al SRI, Florian Coldea, dă cu subsemnatul în fața procurorilor anticorupție de mai bine de 8 ore aici la sediul DNA. La un moment dat, Florian Coldea era considerat unul dintre cei mai influenți oameni din România. Așadar, potrivit unor surse judiciare, generalul în rezervă este acum cercetat alături de un alt fost general SRI, Dumitru Dumbravă, într-un dosar pentru trafic de influență și spălare de bani. Concret, afaceristul Cătălin Hideg este cel care a făcut denunțul și susține că cei doi generali i-ar fi cerut suma de 600.000 de euro pentru a-l scăpa de un dosar instrumentat de parchetul european condus de Laura Codruța Chioveși. Acesta nu ar fi reușit să le dea mai mult de 100.000 de euro celor doi și așadar au început să se pună presiuni asupra sa, susține afaceristul. Ulterior, el a fost condamnat în primă instanță la 4 ani de închisoare cu executare și s-a hotărât să depună acest denunț la DNA. Promisiunile erau că va avea parte de închisoare cu suspendare și va scăpa de control judiciar potrivit declarațiilor pe care le-a făcut în fața procurorilor, lucru care nu s-a întâmplat, susține el, pentru că ar fi dat un onorariu mult prea mic față de cel cerut. Vă reamintesc faptul că nu este prima dată când se vorbește despre încasările generalului Coldea. În urmă cu doar câțiva ani, se spunea că acesta ar fi devenit parte al grupului de la Monaco, mai exact ar fi cumpărat o vilă pe numele altcuiva în Monte Carlo, acolo unde cei mai bogați dintre români și-au cumpărat case. Rămâne de văzut ce vor decide procurorii antimafia în acest caz. Există posibilitatea ca generalul Coldea să fie reținut în această seară, să iasă cu cătușe din sediul DNA. Vă reamintesc că faptul că acest afacerist a mai spus și că cei doi generali susțineau că doar ei îl pot scăpa de acuzațiile care îi sunt aduse, că ei sunt în continuare cei mai influenți oameni în România și că sunt singura sa scăpare în fața legii. Rămânem și noi aici în continuare și vedem ce se va întâmpla. Radu, momentan mă întorc la tine. Claudia, îți mulțumesc. Vlad Pascu a ajuns astăzi pentru prima dată la instanța din Mangalia, acolo unde este judecat în cazul accidentului din stațiunea 2 mai. Îmbrăcat elegant, cu un sacou scump, tânărul a refuzat să le transmită vreun mesaj părinților victimelor. Nici măcar n-a ridicat privirea, spun oamenii. Noul magistrat, care înlocuiește pe Ancuța Popoviciu, a decis că procesul merge mai departe. Vă avertizez, urmează imagini și informații ce pot avea un puternic impact emoțional. Sunt imaginile surprinse la judecătoria Mangalia. Elegant, cu un sacou de firmă, tânărul de bani gata a fost adus din penitenciarul Poarta Albă pentru a sta față în față cu noul magistrat care se ocupă de dosarul său. În seara au fost și rudele studenților uciși, dar tânărul nu le-a privit în ochi. Credeți-mă că am vrut să-i prind privirea, să mă uit ochi în ochi, s-a uitat numai cu capul în jos. Am avut, nu știu, o emoție în corp, mi-au trecut tot felul de gânduri în cap. A fost tot acel Vlad Pascu, dar un pic mai speriat. Șoferul drogat a fost separat de cei prezenți în sală printr-un cordon de gardieni. Care a fost în sală acolo, ați văzut protecția în jurul lui, nu? Mă repet, noi suntem animale. Le era teamă că îl bate cineva? Vai de capul meu, cine? L-a bătut soarta. Până la termenul următor, din 7 iunie, judecătoarea ar trebui să decidă dacă va schimba încadrarea juridică. Asta înseamnă că Vlad Pascu ar putea fi pedepsit pentru omor calificat. O decizie cerută în repetate rânduri de rudele victimelor, care acum își pun toate speranțele în noul magistrat. Deja știa, ne știa pe noi, nu știu de unde, de la televizor, de la media. Îți dă altă încredere. Îți dă altă speranță. Schimbarea acuzațiilor a fost respinsă de Ancuța Popoviciu, fosta judecătoare din dosar. Știți că magistrații își spun părerea doar în scris, în actele scrise care sunt confidențiale și sunt doar pentru părți. Nu sunt pentru public. Dar cum răspundeți totuși acuzațiilor aduse? Pentru că, iată, sunt foarte multe persoane care s-au plâns de comportamentul dumneavoastră. Nu știu așa ceva. Nu știu de unde știți dumneavoastră. Eu așa ceva nu cunosc. La revedere. Vă doresc sănătate. Dumnezeu să vă ajute. Mulțumesc. La revedere. Deși nu a fost audiat, Vlad Pascu a primit posibilitatea de a se adresa celor aflați în sală, dar a refuzat.
Să știți că această oportunitate va fi valorificată în ultimul cuvânt al inculpatului. Procedural, are acest drept, are acest drept pe tot... Dar de ce nu mai repede, domnule avocat, nu vă spărați? Realmente e un argument al apărării. Apreciem că ultimul cuvânt al inculpatului sau, să spunem, o poziție pe care o va avea clientul meu în fața instanței de judecată, va fi în cunoștință de cauză după administrarea întregului probatoriu. La finalul termenului, părinții lui Sebi și ai Robertei, dar și prietenilor, au mers la locul tragediei, unde au depus flori și au prins lumânări. Un pelerinaj dureros care de fiecare dată lasă urme adânci în suflet. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat că majorează salariile bugetarilor cu 10%, dar decizia a creat vâlvă printre angajații care spun că este praf în ochi. Chiar în timpul ședinței de guvern de astăzi, mai mulți angajați ai executivului au protestat în stradă. Premierul le-a transmis că dacă sunt nemulțumiți, își pot găsi altceva de lucru. Economiștii avertizează că toate măririle de salarii provin de fapt din împrumuturi, iar cel mai probabil anul viitor vom avea creșteri de taxe și impozite. Chiar în guvern sunt angajați care protestează, susținând că muncesc prea mult pentru 1000 și ceva de euro pe lună. Cred că atât la guvern, cât și la Parlament și în alte zone administrației, atât centrale și locale, putem găsi soluții pentru structuri de personal mai suple. Din economiile făcute, pot fi mărite apoi salariile celor care merită. Aceste declarații nu fac decât să accentueze și mai mult sentimentul de a abandona administrația publică. Guvernul a stabilit creșterii salariale pentru mai mulți bugetari care ar fi trebuit să le primească încă de anul trecut, dar au fost lăsați pe din afară. Pe lângă bani în plus, la salarii vor fi decontate și cheltuielile pentru achiziția de ochelari de vedere, dar în limita a 500 de lei de persoană. Peste 100.000 de angajați vor primi salarii majorate. Spre exemplu, 10% vor ajunge la cei care lucrează în cultură, teatre sau muzee. Tot 10% vor ajunge și la cei care lucrează la Registrul Comerțului sau la agențiile de mediu. Același procent va ajunge inclusiv în buzunarele celor care lucrează în primăriile mici. Dacă tragem linie, vedem că impactul total este de peste 1,2 miliarde de lei. Analiștii economici atrag atenția că dărnicia guvernului, de fapt, va goli tot buzunarele oamenilor prin posibile creșteri de taxe și impozite de anul viitor. Guvernul poate suporta orice majorări pentru că nu le suportă el, ci pur și simplu pasează acești bani pe buzunarul publicului. Acum mi se pare că situația este complet scăpată de sub control în acest an. Guvernatorul BNR a tras deja atenția că datoria publică a crescut semnificativ, iar statul ar putea ajunge în situația de a îngheța salariile. Primii care s-au declarat nemulțumiți de creșterile salariale au fost chiar angajații guvernului. Îl așteptăm să vină rândul nostru să cunoască exact nemulțumirile noastre. Pentru aparatul de lucru al guvernului, salariile n-au fost majorate, așa cum am afirmat, din 2015. Și polițiștii amenință că vor boicota alegerile și nu vor păzi secțiile de votare pe 9 iunie dacă nu li se cresc salariile. În urma negocierilor cu sindicatele și patronatele, guvernul a anunțat majorarea salariului minim la 3.700 de lei brut din iulie. În același timp, se menține facilitatea privind cei 200 de lei scutiți de taxe până la finalul anului. Iar în tot acest haos financiar, o decizie luată astăzi de guvern este foarte clară și binevenită pentru mulți români. Divorțul și partajul se vor ieftini. Are toate detaliile colega mea, Mădălina Bichir. Mădălina, bine te-am găsit! Bună seara, Radu! Bun găsit tuturor! Ministrul Justiției a anunțat că românii care vor să se despartă sau care vor să își împartă bunurile după divorț vor plăti mai puțin. Taxa de partaj ar urma să scadă la 50%. Astfel, o taxă care este acum 4.500 de lei va fi numai 2.052 de lei. Și asta pentru că foarte mulți români rămâneau cu bunurile blocate pentru că nu își permiteau să plătească această taxă. În plus, și taxele judiciare pentru divorț ar urma să scadă la jumătate, dar numai în acele cazuri în care divorțul este cerut de unul dintre soții, a cărui stare de sănătate nu mai permite continuarea căsătoriei. Statisticile arată că unul din 5 cupluri din țara noastră căsătorite ajunge la divorț. Acestea au fost informațiile. Radu, înapoi la tine. Spitalul Sfântul Pantelimon din capitală se confruntă cu un alt val de morți suspecte. De această dată este luat în vizor un weekend de la jumătatea lunii ianuarie, zile în care numărul deceselor ar fi fost mult peste medie. Cu detalii vine colega mea, Andra Ionescu. Andra, te ascultăm.
Bun găsit, Radu. Spitalul Sfântul Pantelimon se află din nou în centrul unui scandal imens. Asta pentru că în spațiul public au apărut anumite informații care aduc acuzații destul de grave. 30 de persoane ar fi murit în doar 48 de ore în luna ianuarie. În schimb, conducerea spitalului a dat asigurări că aceste informații sunt false și că doar 18 persoane au decedat în perioada 19-21 ianuarie. În ancheta desfășurată de Ministerul Sănătății, datele au arătat că rata de deces în acest spital este de aproximativ 4 persoane pe zi. În schimb, în acea perioadă, din luna ianuarie, rata a fost cu mult peste. Vă reamintesc faptul că în urmă cu o lună, 4 anchete au fost deschise în urma acuzațiilor grave care s-au adus acestui spital. Mai exact, 17 persoane și-ar fi pierdut viața în doar 4 zile după ce li s-ar fi administrat în mod intenționat un tratament incorrect. Atât de aici. Andra, îți mulțumesc. Pacientul cu un plămân extirpat din greșeală cere 150.000 de euro de spăgubiri de la Spitalul Marius Nasta. Doar că unitatea medicală nu dispune de acești bani, așa că a propus o plată eșalonată. Decizia de despăgubire ar putea bloca conturile spitalului, unde oricum nu există fonduri suficiente. Teodor Mema avea 59 de ani când a fost operat în București la Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta din capitală de cancer la plămâni. Știa că îi trebuie scoasă doar o parte a unui plămân, doar că în sală chirurgul a decis să-i scoată tot plămânul. Am intrat pentru scoaterea lobului inferior stâng. Mi s-a făcut radiografia, iar la întoarcere asistenta mi-a pus radiografiile în brațe și a urcat pe scări să cheme liftul. Normal, m-am uitat și atunci am văzut cu stupefacție că eu nu mai am un plămân. Analizele ulterioare au arătat că bărbatul nu avea cancer, ci tuberculoză. M-am mutilat dintr-un om activ, cum eram înainte, am devenit un asistat social. Rămas cu o infirmitate pe viață, omul a dat în judecată, spitalul și-a obținut 150.000 de euro și îi cere pe toți deodată. Problema este că spitalul nu are de unde să plătească. Managerul de la Marius Nasta, Beatrice Mahler, spune că ar rămâne fără bani de medicamente și materiale sanitare dacă ar plăti integral despăgubirile datorate. Este o sumă mare în primul rând și în al doilea rând avem cheltuieli care sunt obligatorii în fiecare lună pentru pacienții care sunt în acest moment internați. Institutul Marius Nasta va face toate demersurile pentru a respecta decizia instanței în măsura în care, sigur, acest lucru este posibil, ținând cont că există un deficit de finanțare. Plata ar putea însemna chiar blocarea conturilor, unde și așa nu sunt suficienți bani. S-a încercat o negociere, plata eșalonată acestei sume, dar pacientul nu a fost de acord. Mai mulți elevi de clasa a 5 au fost abuzați sexual în urma unei provocări pe o rețea de socializare. Situația șocantă a fost descoperită la o școală din județul Brașov. Cine sunt agresorii? Ne spune colega mea Iulia Dumitrașcu. Iulia, bine te-am găsit! Bună seara, Radu, și bun găsit tuturor! Vorbim de 4 elevi de clasa 8-a care și-ar fi abuzat mai mulți colegi cu 3 ani mai mici. Agresorii ar fi văzut mai multe filmulețe pe TikTok în care copiii erau atinși în zonele intime, iar abuzurile se petreceau în fiecare pauză vreme de câteva săptămâni. O parte dintre victime au povestit acasă părinților umilințele prin care au trecut și astfel s-a aflat de situația revoltătoare. Conducerea școlii, dar și poliția au demarat anchete. Până în acest moment s-a decis ca elevii agresori să nu își mai primească bursele sociale vreme de 4 luni. Unul dintre ei primea chiar bursă de merit pentru că avea rezultate bune la învățătură. Și aceasta va fi tăiată. Momentan acestea au fost informațiile. Radu, înapoi la tine. Mii de bătrâni vor rămâne pe drumuri și fără un ajutor specializat din cauza modificărilor aduse legislației. Demersul greoi pentru a obține autorizație ISU și costurile extrem de mari deja au pus lacătul pe multe dintre azilele de bătrâni din țară. Patronii cer înțelegere din partea autorităților și mai mult timp pentru astfel de schimbări. Acest centru înseamnă a doua casă. Adică prima și a doua casă, ce mână. Este ca o familie. Este bine. Mă simt bine aici.
Mă simt foarte bine, mi-am făcut prietene. Peste 33.000 de vârstnici spun acasă unui cămin din țară, iar mulți dintre bătrâni nu își închipuie un trai în afara instituției specializate. Însă centrele de îngrijire sunt acum la un pas de închidere și nimeni nu știe ce se va întâmpla cu cei care au într-adevăr nevoie. Doamna Ionela stă de 4 ani într-un astfel de loc în care are parte de ajutor la fiecare pas. Am hotărât împreună cu fiul meu să vin aici pentru că eu am avut femei interne care s-au purtat urât cu mine și care m-au jecmănit. Doar ideea că centrul în care stă s-ar putea închide o întristează. Aici ies afară, mă plimb, stau la aer, aici mi este bine. Și sper că acest cămin să nu se închidă niciodată. Și în aceeași situație se află mulți bătrâni pe care afară nu-i mai așteaptă nimeni, din păcate. Asta e a doua mamă noastră, a doilea părinte. Bine. Unde să vă duceți sau aveți posibilitate? Am casă, am la comun, în județul Olt. Dar cine s-ar îngriji de dumneavoastră, dacă v-ați zis? Păi noi, că sunt singur eu. Mulți angajați sunt în pragul disperării, cu toate că majoritatea centrelor nu dețin autorizație ISU, funcționează în baza unor licențe emise după un raport complex. Însă, acum, în baza legii, centrele sunt obligate să dețină avizul de securitate, altfel vor fi închise. Sunt 30 de zile, trebuie să închid centru, trebuie să și să pun în aplicare planul de urgență și procedurile specifice. Beneficiarii mei nu au unde să plece. Doi au fost luați acasă în familie. Alții beneficiari au fost relocați la un alt centru. Ceilalți sunt beneficiari care nu mai au familie. Sunt beneficiari care nu mai au case. Sunt beneficiari care au probleme grave de sănătate. La fel de neputincioși sunt și aparținătorii. Deci l-am pe tatăl meu. Eu sunt foarte mulțumită, dar și foarte îngrijorată, fiindcă nu avem posibilități să-l ținem acasă. Însă, în astfel de situații, autoritățile doar ridică din numeri și arată cu degetul spre puținele cămine care sunt conform noilor reglementări. Avem un cămin care funcționează ca fiind un exemplu de bună practică și nu numai unul. Deci asta înseamnă că se poate. În condițiile aceleași legislații. În țară funcționează aproximativ 800 de centre rezidențiale pentru persoane vârstnice, din care doar aproximativ 16% aparțin sectorului public de stat, restul sunt private. O reglementare mai clară a pieței alimentare și a cantității produselor ar putea fi soluția pentru combaterea fenomenului prin care gramajul produselor a fost redus, dar prețul a rămas neschimbat. Modelul a fost adoptat cu succes de către producătorii din domeniul panificației și ar putea fi extins și la alte produse. Ca să menții prețul, tu scazi gramajul. Pentru ce? De exemplu, ciocolata. Prețul e același, pe rapt o găsiți la 80 de grame. Este doar unul dintre nenumăratele exemple remarcate de cumpărători pe rafturile supermarketurilor. Vorbim despre o practică la care apelează tot mai mulți producători pentru a se adapta la creșterile de costuri. Gramajul scade, dar prețul rămâne același. Însă acest fenomen s-ar putea încheia în curând. Protecția consumatorului va obliga comercianții să semnaleze la raft aceste modificări. Și nu doar atât. Comercianții, retailerii vor fi obligați în urma acestui ordin să afișeze și prețul pe unitatea de referință, respectiv kilogram, litru și așa mai departe, astfel încât consumatorii să poată face mult mai ușor diferența între prețurile și modificările prețurilor care au intervenit în piață și cantitatea de produs. O altă soluție este și standardizarea gramajului, o practică pe care au implementat-o cu succes producătorii din domeniul panificației, după ce au constatat exact astfel de situații. Pâinea de 300 de grame o făcea de 280. Nu trecea nicăieri că are 280 de grame și omul o lua știind că are 300 de grame și plătea prețul pe care îl plătea la 300 de grame. Rămâne din nou la latitudinea procesatorilor să modifice acest gramaj, să stabilească care este greutatea finală și prețul la care se vinde.
Acum pâinea este reglementată ca dimensiune din 100 în 100 de grame, lucru care nu este valabil și pentru alte categorii de produse. De pildă, ciocolata, unde pe etichetă nu apare un gramaj standard și valori precum 86,5 grame, 88 sau chiar 91 de grame. Clienții sunt revoltați de această practică. Nu am cuvinte. Deci ce? Hoție mascată. Pe față. Prețurile rămân la fel, cantitățile mai mici. La măsline, aici era un kilogram înainte într-o oră, acum 900 de grame. Așa că se face, dar trebuie să fii atent, să te uiți la el. Am sesizat treaba asta la detergenți luna trecută, când am cumpărat. Adică prețul mi s-a părut ok, era același, dar când am ajuns acasă, am constatat că, de fapt, cantitatea era mai mică. Franța a impus deja o legislație similară care va intra în vigoare din luna iulie. Comercianții francezi vor trebui să anunțe dacă au redus cantitatea produselor pentru a menține prețul. Ne pierdem banii de pâine. Este replica bătrânilor de la sate, supărați că sistemul de garanție-returnare nu este implementat și în mediul rural. Așa se face că mulți localnici strâng zeci de sticle goale în sat și fac naveta la oraș cu microbuzul sau cu mașina ca să-și recupereze banii. Deși toate magazinele trebuie să accepte ambalajele cu garanție, momentan nu se aplică amenzi pentru cei care refuză. Și de sucuri, și de buberic. Ia uite ce aici, bani aruncați. Acest pensionar din Dolj a adunat 6 saci cu peturi încă de la începutul anului. La țară, aparatele de colectare sunt o raritate, astfel că omul a strâns în curte o mică avere. De la sărbători le strâng. Acum cum să iau saci în spinare, să mă duc la Creva cu ei? E posibil așa ceva? Până la Craiova sunt peste 70 de kilometri dus întors, un transport pe care bărbatul ar trebui să-l plătească din propriul buzunar. Trebuie să bag benzină în mașină, să mă duc și cu ce mă aleg? Timpul pierdut și uzură și asta e. Și bani cheltuiți, aruncați în vânt, tot pierdere. Dar de ce nu aduc magazinele? Că ei banii ia. Eu am pus problema asta, le-am spus și la vânzătoare. Dom'le, ce facem? Ce facem? Aruncăm bani așa pe... pe poiană, sunt... O întrebare care stă pe buzele multor sătenii. Una, două, trei, patru, cinci. Astea cinci în două zile, cinci ori cinci, doi de 50. Până sâmbătă când ne ducem, le consumăm și peste a patru care mai sunt, cu apă și luăm ceva. Deci contează. Pentru asta însă, femeia din Șimnicu de Sus, Dolj, e nevoită să facă naveta cu microbuzul la Craiova. Transportul e 6 lei biletul, 6 lei dus, 6 lei întors, sunt 12 lei. Deci ca să câștig 12 lei, trebuie să duc destule sticle, nu 24. Iar bănuții pentru care oamenii se zbat se transformă cât ai clipi într-o brumă de alimente. Ce să facem? Îi ia 50 de bani, 4-5 sticle de suc, luăm pâinea. Câte o pungă de sămânță... Să găsește, de ale cășii, fidea, ce ne trebuie. Te duci cu 4 peturi, ți-ai cumpărat o pâine, orice bănuț contează în ziua de astăzi. Pentru că puține magazine din mediul rural acceptă ambalajele cu garanție, unii localnici renunță la ideea de reciclare. Vă dați seama, 6 lei autobuzul până la Craiova, 6-12, oricât să pui în... Să punem un sac. Nu poți să scoți banii ăștia și atunci oamenii le aruncă pe canal. Magazinele, chiar dacă nu au aparate, trebuie să accepte ambalajele și să dea bani în schimbul lor. Momentan nu se aplică amenzi. Comercianții au termen până în iulie să se conformeze. Newstime se oprește aici. Sunt Radu Andrei Tudor. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți pe Canal de 2. Să aveți o seară așa cum vă place. Până la ora 23 avem în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică. În Banat, Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali, în vestul Transilvaniei și local în Maramureș vor fi averse, descărcări electrice și izolat grindină. În intervale scurte de timp, cantitățile de apă ajung chiar și la 50 de litri pe metru pătrat. La noapte, cerul va fi variabil cu norări temporare și averse pe arii restrânse în Banat, Crișana, Oltenia și în zonele montane aferente și izolat în Transilvania și Muntenia. Cantitățile de apă vor depăși pe alocuri 10-15
15 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 9 și 17 grade, mai scăzute în estul Transilvaniei, spre 4-6 grade. Pe spații mici se va forma ceață. Mâine temperaturile vor crește față de intervalul anterior, astfel încât vremea va deveni caldă în majoritatea zonelor. Excepție vor face Banatul, Crișana, vestul Olteniei și zona Carpaților Occidentali, unde valorile termice vor fi apropiate sau ușor sub mediile climatologice ale perioadei și, îndeosebi, în a doua parte a zilei vor fi înorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice. Pe alocuri vor fi cantități de apă mai însemnate, peste 15-25 de litri pe metru pătrat și condiții de grindină. În restul teritoriului, cerul va fi variabil, iar ploi slabe de scurtă durată se pot semnăra pe suprafețe mici, cu o probabilitate mai mare la munte. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări în centrul, estul și sud-estul țării, precum și pe crestele montane, dar de scurtă durată și în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor situa între 22 și 30 de grade. Iar acum să vedem cum va fi vremea în fiecare regiune în parte. În Muntenia, cerul va fi variabil, valorile termice urcă până la 27 de grade în Pitești și 28 de grade în Ploiești. În Transilvania va ploua doar izolat, se vor înregistra 26 de grade în Brașov, la fel și în Alba Iulia. În Moldova, cerul va fi variabil, vântul va dea slab spre moderat, iar maximele ating 30 de grade în Iași și 29 de grade în Botoșani. În vestul țării se anunță ploi torențiale și descărcări electrice, vor fi 22 de grade în Oradea, la fel și în Timișoara. În Oltenia, cerul va fi variabil cu norări trecătoare, iar pe arii restrânse va ploua slab, maximele ating 26 de grade în Craiova și 23 de grade în Drobeta. În Dobrogea avem parte de vreme plăcută, se vor înregistra 24 de grade în Constanța și 28 de grade în Tulcea. În capitală, vremea a fost instabilă, cerul a avut înnorări și în prima parte a zilei au fost perioade cu averse și descărcări electrice. Temperatura maximă a fost de 24 de grade. La noapte, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general slab, temperatura minimă va fi de 14 grade. Mâine, valorile termice diurne vor crește semnificativ față de zilele precedente și vor caracteriza o vreme caldă. Cerul va fi variabil spre mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 29 de grade. La munte, temperaturile vor crește față de intervalul anterior în cea mai mare parte a zonei, îndeosebi în a doua parte a zilei, vor fi înorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice în Carpații Occidentali și pe arii restrânse în rest. Pe alocuri vor fi cantități de apă mai însemnate, peste 15-25 de litri pe metru pătrat și condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări ziua pe creste. Vor fi 20 de grade în Sinaia și 17 grade la Stâna de Vale. Pe litoral, vremea va fi în general frumoasă și se va încălzi față de ziua precedentă, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare ziua. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 24 de grade, iar cele minime între 15 și 17 grade. Temperatura apei mării va fi cuprinsă între 18 și 20 de grade. O seară excelentă să aveți, indiferent de vreme.